mâine vremea va continua să fie rece în cea mai mare parte a Europei. Vor fi înnorări persistente și vor fi ploi și lapoviță sau ninsori în jumătatea sudică a Franței, Spania, nordul Portugaliei și Scandinavia. În rest, cerul va fi variabil. Vântul va bate cu putere în aproape toate zonele Europei. Valorile termice vor avea o ușoară scădere față de zilele trecute în Europa Centrală. În rest, nu vor fi modificări semnificative. La noapte, în țară, vremea va fi geroasă, mai ales în nord, centru și est. Cerul va fi înnorat în sudul Banatului și Olteniei, iar în primele ore chiar și în Muntenia, unde va ninge. În restul zonelor, cerul va fi senin. Vântul va bate cu putere pe litoral, în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, în rest izolat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 21 și minus 4 grade. Mâine, în România, vremea va fi rece, geroasă în prima parte a zilei, îndeosebi în centru, nord și est. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări pe litoral. Temperaturile maxime vor fi între minus 6 și 4 grade. În capitală, mâine, vremea va fi rece de dimineață, cerul va fi senin și vântul va sufla slab spre moderat. Temperatura va fi de 3 grade. Poi, mâine, vremea se menține rece. În prima parte a zilei, vântul va sufla slab, iar temperatura va fi de 6 grade. Vineri, vremea se răcește din nou, cerul va fi mai mult noros, va ninge temporar, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 0 grade Celsius. La munte, mâine vremea va fi geroasă, cerul senin, iar vântul va sufla slab și moderat. În Timișoara, mâine va fi o zi însorită, cu cer senin și o temperatură de 1 grad. Poi, mâine și vineri, avem parte de o valoare termică de 2 grade și un cer parțial noros. La Iași, mâine, deși temperatura arată minus 5 grade, vremea va fi însorită. Poi mâine atmosfera se încălzește și avem parte de 1 grad, însă vremea va fi noroasă. Vineri, vremea se răcește din nou, va ninge și temperatura scade de până la minus 3 grade. În Cluj, mâine apare soarele și atmosfera va fi frumoasă, având parte de o valoare termică de 1 grad. Poi mâine cerul va fi înnorat și temperatura crește de până la 2 grade. Vineri, vremea se răcește, cerul va fi parțial noros și temperatura va fi de minus 1 grad.